Hristos a înviat, Doamne ajută, iată suntem în coloana oficială, iată coloana oficială, în față este Părintele Maximus Caravas, apoi urmează celelalte mașini, în față, în spate, suntem în coloana oficială, mergem către Florina, ne îndreptăm în clipa aceasta către Florina. Urmează, iată, suntem, avem și poliția, așa, totul este pregătit, așa, este foarte frumos, suntem cu toții aici, ne îndreptăm, dragii mei, spre Florina, împreună cu ucenicul, prima mașină este Părintele Maximus Caravas, ucenicul Sfântului Augustin de Florina. Așa, și ne îndreptăm către, în coloană oficială, către moaștele, către moaștele Sfântului Augustin de Florina. Mergem acum la mormântul Sfântului Augustin, la moaștele Sfântului Augustin de Florina, cel mai mare predicator, cel mai mare, numit al doilea Sfânt Ioan Gură de Aur al Greciei, un mare luptător antiecumenist, care a trăit până la vârsta de 103 ani. Iată, este un moment istoric pentru noi să-l avem printre noi pe Părintele Maximus Caravas, care a fost și duhovnic al Sfântului Paisia Ghioritul, și împreună să ne deplasăm către locul, către Sfintele Moaște, către mormântul Sfântului Augustin de Florina. Deci este un moment deosebit pentru noi aici în Mitropolia Florinei, unde ne aflăm acum, da, slavă lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că, iată, Părintele Maximus Caravas ține ca un mohican, ca ultimul mohican aici, ortodoxia, să spunem că mănăstirea Părintelui Maximus, mănăstirea Sfânta Parascheva, Parascevii Mucenița Romana, este singura mănăstire din Grecia, singura mănăstire din Grecia de nepomenitori, unde Părintele Maximus Caravas nu pomenește pe episcopul eretic, episcopul și pe patriarhul, nici pe patriarhul Bartolomeu. Da, i-a oprit pomenirea patriarhului eretic Bartolomeu, dar nu numai că a oprit pomenirea patriarhului eretic Bartolomeu, dar în Duminica Ortodoxiei din anul acesta, în mod solemn, Părintele Maximus Caravas, împreună cu obștea, cu credincioșii mănăstirii, au dat anatema pe patriarhul Bartolomeu. Este și acesta un eveniment istoric. Iată că Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să participăm în continuare la un eveniment istoric, la acest eveniment deosebit. Da. Suntem, dragilor, în drum, iată coloana oficială, suntem, iată, puteți privi, suntem într-un cârd de mașini, așa, mergând în mod oficial, pentru a-i face, iată, pentru a merge la Sfântul Augustin de Florina. Cu ajutorul lui Dumnezeu, este un eveniment istoric acesta. Fiind cel mai mare sfânt al Bisericii Grecii la ora actuală, cinstit de credincioșii greci, ca un mare mărturisitor al Bisericii Greciei, este cel care a oprit pomenirea patriarhului Atenagoras, da? Și apoi a lui Bartolomeu și a lui Dimitrios, nu a pomenit aici acest sfânt mitropolit al Florinei, a fost cel mai mare luptător antiecumenist. El este cel care a profețit așa numita pandemonie de Covix, ca să spunem așa. El este, dacă ascultați predicile lui, în urmă cu 50 de ani, el a profețit acest momentul acesta al pandemoniei sau plandemiei. Da. Iată, ne deplasăm
ușor, ușor ne îndreptăm coloana oficială, ne îndreptăm spre Sfântul Augustin Candiotis, avându-l în frunte ca și deschizător de drumuri pe Părintele Maximus Caravas, care a rămas, ca să spunem așa, ultimul mohican aici în Grecia, pentru că este singura mănăstire ortodoxă liberă de ecumenism, liberă de ecumenism și de schismă, liberă de schismă. Părintele Maximus Caravas este judecat astăzi de statul grec pentru faptul că a scris pe mănăstire este interzisă în timpul pandemoniei sau pandemiei, în care a scris pe mănăstire mare, este interzisă intrarea în această mănăstire cu mască. Numai tâlharii poartă mască. Da. Deci acesta este Părintele Maximus, ucenic vrednic al Sfântului Augustin Candiotis, un sfânt neînfricat, care a avut o influență extraordinar de mare, a fost un adevărat stâlp al ortodoxiei. Predicile lui, o parte dintre ele sunt traduse în limba română și le puteți găsi în limba română, dar predicile lui înfocate, să-l auziți vorbind cu focul Duhului Sfânt, predicile lui înfocate le auziți în limba greacă, în care pentru un român care l-aude predicând pe Sfântul Augustin Candiotis, așa, poate să spună că să se sperie, să spunem așa, să se sperie, pentru că vorbește cu foarte mult patos, vorbește cu foarte mult foc duhovnicesc, lucru cu care noi nu prea suntem obișnuiți și amuzim în general predici care nu sunt atât de bune sau sunt foarte mieroase. Da. Ne deplasăm în continuare și o să, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu rânduiește, o să facem și un live acolo la moaștele Sfântului Augustin Candiotis, aici din Florina. Doamne ajută tuturor, Hristos a înviat!